Bună seara, stimați telespectatori! Suntem de sărbători, este iarnă, vine Crăciunul, anul nou, iar noi ne-am întâlnit în această seară cu Paradisul Gurmanzilor by Furnicuța. Bună seara! Adică Flori. Flori, care este unul dintre oamenii de afaceri ai municipiului Galați, un om de afaceri prosper, zic eu. De fapt, este o femeie foarte frumoasă, este o femeie ambițioasă, este o femeie pe care n-ai cum să o placi. N-ai cum să nu o placi sau să nu o placi, indiferent cum, așa, pentru că întotdeauna nu poți fi plăcută la toată lumea, dar pe Flori o îndrăgește toată lumea, pentru că ea este o furnicuță, o hărnicuță, o mămică tânără, o femeie independentă, o femeie care a știut să aducă numai lucruri frumoase și, de fapt, în această emisiune, noi promovăm produsele românești. Sigur că da, bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur că în seara asta am ocazia să vă prezint o parte din produsele care se regăsesc și la mine în magazin. Da. Eu susțin producători locali atât din Galați cât și din România. Ce? De aceea în seara asta am venit să vă propun produse pe care ați putea să le găsiți în magazinul nostru în prag de sărbători. Avem produse tradiționale fără euri. Deci ideale atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Da, avem produse foarte bune. Nu știu dacă se observă, dar dăm jos. Aici un platou cu bunătăți. Puteți să dați camera mai să vedeți platourile? Alo! Bineînțeles că așa se întâmplă la noi uneori. Vreau să fiți atent. Haideți să arătăm platourile. Din a treia încercare este. Ia uitați voi aici ce bunătăți am pregătit. Avem tobă, avem șunculiță, avem babic, avem lebăr tradițional, salam de casă. De la ce? De la un producător local din Galați, Dana Comimpex. Iar brutăria domnească nu putea să se lase mai prejos și ne-a pregătit turte tradiționale de Crăciun. Mulțumim, brutăria domnească, dar oare cine nu știe pe brutăria domnească? Turte dulce. Stai să iubim, da? În primul rând o să savurăm și mai suntem în, pentru că avem și alți invitați, noi suntem aici în număr cât mai mare, da, și avem și steluțe. Ne-am pregătit aici ca să fie gătite și ele de sărbătoare. Ia uitați aici, ce minunăție au pregătit domnii de la brutăria domnească, să fie așa în ton cu brăduțul. Foarte frumos. Sunt delicioase, vă spun că noi le-am degustat deja și o să mâncăm împreună cu dumneavoastră, pentru că chiar sunt delicioase. Iar dacă nu o să ne rămân aici ca să le împărțim cu dumneavoastră, vă așteptăm la Paradisul, unde avem pentru toată lumea. Da, doar la Paradisul Gurmanzilor, care se află la Ancora, să spunem și unde. Da, în piața Ancora, în Mazepa, pe strada Roșiori. Avem program zilnic de la 8 la 20, chiar și în weekend de la 8 la 14 mă găsiți la datorie și vă aștept cu drag ca să vă înfructați, să încărcați mesele de sărbătoare cu tot ce avem. Bravo, vedeți deja Flori by Furnicuța sau cum, Paradisul Gurmanzilor by Furnicuța. Da, așa. Așa ea, știți. Trebuie să vă luați grija aceasta de pe cap, să mai pierdeți timp, să mai pregătiți lebăr, caltavol și tobițe. Le găsiți pe toate la noi, proaspete și la prețuri accesibile. Chiar sunt la prețuri accesibile. Aici ce avem? Avem un mușchiuleț. Chiar foarte bun. Eu l-am putut să recun. Îl luați cu încredere. Doamne, bineînțeles. Voi, cei din platou, nu vreți? Nu strineți post? Da, oare... După ce încheiem emisiunea, sigur nu o să rămână nimic, pentru că aici în studio este un miros care ne dă pe spate. Ne abținem cu greu să nu mâncăm. E așa, Vali nu ține post, o să mănâncem. Bineînțeles. I-am mâncat dinainte și bravo. Dar eu cred că steluțele sunt... Turtă dulce. Da, eu am zis că steluțe, dar arată ca niște steluțe. Și înseamnă că turtele dulce sunt... De post. Da, eu am intoleranță la lactoză și nu mănânc nimic ce conține lapte, așa că cei care țin post să încerce cu încredere la brutăria că găsesc foarte multe sortimente fără gluten, fără lactoză. Deci mergeți și luați cu toată încrederea.
Și am pregătit și cozonaci, dar mai târziu... Da, o să vorbim și despre cozonaci. O să vorbim în primul rând cum aceste produse ne satisfac atât cu ochiul cât și cu gustul. Sigur, și ne fac să economisim foarte mult timp, timp pe care putem să-l petrecem alături de cei dragi. Da, în primul rând sunt producători foarte buni, sunt producători care au simțul răspunderii și întotdeauna de sărbători este bine să nu ne mai zăpăcim așa cu foarte multe produse pe care să le facem doar în casă, pentru că avem producătorii noștri care ne gătesc ca la mama acasă. De ce anume de sărbători, în loc să degustăm, în loc să stăm alături de familie, împreună, stăm la cratiță și... Zic da, acum din ce în ce mai multe gospodine încearcă să-și ușureze munca și apelează la produse pregătite, pentru că alegem producători de încredere și clienții noștri vin, testează și ne recomandă. Ce reprezintă Crăciunul? De fapt, Crăciunul este o mare sărbătoare. Este, de fapt, luna decembrie, luna ianuarie. Sunt sărbători în fiecare an. Noi celebrăm fiecare lună, dar de obicei, începând cu 1 decembrie până la 1 martie, noi ne aflăm într-o continuă sărbătoare de iarnă, pentru că iarna ne purifică. Numai culoarea albă ne poate face așa să fim divini și întotdeauna cred că sărbătorile de iarnă ne îndeamnă să stăm cât mai mult cu familia, cu prietenii și atunci de ce să nu promovăm și de ce să nu invităm la casa domnească, nu? Sau brutăria domnească, să degustăm toate produsele lor. De exemplu, eu iau tot timpul de la brutăria domnească pâinea. Este cea mai delicioasă pâine, sincer, și vă felicit, în primul rând pentru că mai luăm și meniul zilei de la un anumit restaurant și dumnealor cred că au colaborare cu brutăria domnească, pentru că întotdeauna ne trimit și pâinea lor. Regăsiți pâinea de la brutăria domnească. Da, și foarte bun. Și Ernest al meu tot timpul. Mami, uite, avem pâinea de la brutăria domnească. Uite, avem... Asta ce prăjitură este? Un negres sau albă ca zăpadă? Albă ca zăpadă. Sincer, deci mie îmi place foarte tare albă ca zăpadă. Și aici... Ce avem? Sunt biscuiți. Așa? De Crăciun. De biscuiți de Crăciun. Nuci umplute. Dar pe cuvântul meu, dar arată parcă sunt steluțe. Steluțe așa... Nu, așa, eu așa le-am denumit steluțe. Da, dacă... Da, nu contează. Steluțe. Steluțele sunt... Ca să vrei să fii strălucitoare, trebuie să strălucești cu steluțe. Doar de la brutăria domnească. Cel mai mult îmi place și niciodată știți, când văd aceste produse, tortele de Crăciun, da, mi-aduce aminte de mama. Pentru că numai la mama mâncam și numai mama mi-a făcut tot timpul și acum mi-ați făcut o mare bucurie, sincer, chiar dacă în interiorul meu întotdeauna dorul de mamă, chiar dacă e plecat în alt plan, faptul că, uitați ce bine arată, este extraordinar. Doar la mama vedeam torta dulce sau la mama vedeam această... Desertul nelipsit de pe masă de Crăciun. Da. Îmi amintesc cu drag în copilărie când mama cocea turtele, da. Și noi mergeam și mai rupeam așa din tort pentru că le consideram atunci chipsuri. Da. Și până ajungea să fie însiropate, noi mâncam câteva foi cu mare plăcere. Și mama tot timpul spunea, mai lăsați mama vreo două foi să avem și noi ce umple de Crăciun. Spărgeam nuci, deci sunt amintiri plăcute ce ne leagă de sărbătoarea aceasta și e un prilej ca familia să fie aproape și să petrecem timp frumos împreună. Da, ce fructe ne-ai pregătit? Pentru că voi la Paradisul Gurmanzilor, pentru că eu când am auzit Paradisul Gurmanzilor, nu se poate, adică magazinul ăsta pentru gurmanzi, pentru cei cu forme, dar ne-a explicat că, de fapt, Paradisul Gurmanzilor sunt aici, se regăsesc produse bio, se regăsesc cele mai bune și cele mai de calitate produse. Corect, produse de calitate pentru iubitorii de bun gust. Întotdeauna am mers pe premiza puțin și bun. Da, de aceea încercăm să aducem produse accesibile, dar în același timp sănătoase.
De exemplu, acesta este un salam de casă, da, care conține doar carne și condimente. Deci puteți să dați la cu încredere copii. Și copiilor, nu le mai faceți o pizza de casă și puneți cu încredere preparate, pentru că nu sunt cu produse cu etichetă curată, fără iauri. Sau un sandwich, știți ce bun este? Delicios. Noi știm că atunci le-am când savurat. Ne mai întâlnim, mai da. Degustăm din ele. Chiar acolo, direct la paradisul gurmanzilor. Nu? Da, ne întâlnim da. După program și mai degustăm din produsele pe care le primim. Bineînțeles, da, ca să vedem dacă într-adevăr sunt atât de delicioase și sunt. Toba este extraordinară, l-am întâlnit, e cea mai bună tobă. Da, pentru că nu este nimic mecanizat, toba chiar este tăiată este, la cuțit. Sincer, de că n-am mai mâncat așa delicioasă tobă, de peste 10 ani și am servit această tobă undeva în Brașov, nu pot să dau numele restaurantului, undeva în Poiana Brașov, ca să vă spun exact, unde au produse extraordinar de bune, dar acum 10 ani. Restul, tot timpul când am cumpărat tobă, că e de curcan, că e de porc, că e de pui, nu, chiar nu a fost atât de bună, era puțin elastică. Asta, de exemplu, chiar este... Într-adevăr, tobița face parte din top 3 produse cele mai vândute la noi din magazin, da? Și mai ales acum, în perioada Crăciunului. Și cine? Tot același? Danacom, da. Tot toate, Danacom? Toate produsele tradiționale pe care le am eu în magazin sunt de la ei. Da? Da, și... Dar am văzut că aveți și carne de mistrei și de struț. Carnea de struț și că e carne de pui, e atât de bună și prețurile sunt accesibile. Chiar... Da, clienții sunt dornici să încerce și acum am avut o cerere foarte mare de sărbători, mai ales de pastramă de struț, pentru că este un produs, știți cum e, carnea proaspătă necesită pregătire și dacă nu o condimentezi cum trebuie, e posibil ca să nu-i nimerești cumva gustul. Așa, clienții încearcă să guste produse gata preparate, cum ar fi pastrama, cremul și salamul de struț și în această perioadă chiar am avut o cerere foarte mare pe aceste produse. Da, văd că chiar ați avut cererea extraordinar de mare, dar am văzut că aveți și produse din pește. Avem și produse din pește, lucrăm cu un producător din Brăila, care face o zacuscă excepțională, este și inginer, deci domnul încearcă... Da, și în... E foarte bună zacusca de pește, deci dacă începi borcan, te mai oprești. Așa chiar este. A fost ieri prietena mea la tine, era mama ta și a cumpărat zacuscă de pește și la fel a spus Florina Crudu, venită din Bermuda, din Sele Bermuda, deci lucrează acolo și chiar este o fată extraordinar de deșteaptă. Cunoscătoare de limbi străine, a terminat management la Dunărea de Jos și chiar a și spus, Pia, deci am început borcanul și gata, l-am și terminat. Noroc că am luat două, trei borcane ca să le dau și la lor mei. Da, avem trei variante de zacuscă, zacuscă cu macroz, zacuscă cu novac și de herring și aceeași firmă cea unul cu bunătăți, da. Produce și foarte multe gemuri și dulcețuri fără zahăr. Voi aveți și, uite, asta n-am văzut. Da, marmeladă fără zahăr, dulceață de portocale cu migdale. Da. Și pentru că toată lumea încearcă să adopte un stil de viață sănătos și majoritatea exclud din consumul zilnic zahărul. Cei de la cea unul cu bunătăți s-au gândit să încerce o gamă de produse fără zahăr. Da. Urmește... Deci, vă aștept cu drag la noi să încercați și dumneavoastră gama de produse oferite de noi. Noi încercăm să promovăm un stil de viață sănătos și de aceea aducem pe masa dumneavoastră produse tradiționale de cea mai bună calitate și nu numai. Da, în această emisiune vreau să vă spun că o să avem invitat și o invităm alături de noi pe Vali. Pe Vali, care ne va degusta și ea alături. Da, și o să vină, haide, în locul meu ușor, că nu știu, haide, ușor, da, bineînțeles, cu coșulețul, așa, haide, Vali. Bună seara! Bună seara! Hai. Ce de bunătăți aici, avem din toate! Acum suntem curioase să vedem și ce bunătăți aveți dumneavoastră în coșulețul pregătit. Sigur că da! Mă bucur să fim în seara asta împreună. Noi chiar ne-am cunoscut doar cu câteva minute mai așa înaintea este. Emisiunii și sunt o persoană care într-adevăr iubesc sărbătorile de Crăciun, mai ales că e vorba... Nu... Așa? Da.
Iubesc sărbătorile de iarnă. Este vorba de nașterea Domnului, în primul rând, că trebuie să o sărbătorim. Și, într-adevăr, cu aceste bucate tradiționale, deja ne încântă simțurile. Mi-s dragi, deci eu sunt fantobă. Când ai zis deja, îmi plouă în gură. După emisiune, devorăm tot de pe platou. Cu siguranță. Acum aș vrea să devorăm și ce ai adus tu acolo în coșuleț. Sigur, sigur, sigur. Eu am să încep așa cu, în primul rând, am aici 6 vouchere, da. La o oră de răsfăț cosmetic personalizat, uite, fiindcă suntem împreună. Culoarea mea preferată este galben, de aceea să aleg acest plic. Perfect. Ce am câștigat. O să te invităm la o oră de răsfăț cosmetic personalizat, cu o gamă de produse pe care personal o folosesc de mai bine de 10 ani. Îmi place să le recomand pentru că le folosesc zilnic. Nu există zi fără să... Clar, lucrul ăsta, fără să avem grijă de noi. Și exact cum am vorbit și cu Beatrice mai devreme, cum ne îngrijim de zona asta de mâncare, e bine că avem soluții să le achiziționăm de undeva și să nu mai mirosim a mâncare, clar, iar să avem mult mai mult timp pentru noi, clar. Și am să încep așa că, cum pregătim masa de Crăciun, trebuie să avem grijă să ne pregătim și tenul nostru. Eu am aici 5 măști deosebite, delicate, pentru fiecare nevoie a tenului. Și în funcție de ce fel vrem să arătăm, da, ne aplicăm masca corectă. Uite, de exemplu, acum în perioada asta, când temperaturile au scăzut și tenul este supus unui stres în plus, să spunem așa, ce... Coșul. Ce măscuțe ne recomanzi? Haideți să ne gândim așa. Clar, sunt temperaturi scăzute. Tenul are nevoie de o hidratare suplimentară. Cum pe corp punem o haină în plus că a scăzut temperatura, clar că mergem și pe zona de hidratare suplimentară. Și recomand masca de hidratare, pentru că are hialuronat de sodiu și păstrează. Deci, mie îmi place, sunt delicioase ca și parfum, ca și miros. Păstrează hidratarea timp de 24 de ore. Iar lucrul ăsta este foarte important, pentru că și clar că vor fi lăsate mai târziu, ca să zic așa. Și dacă tot avem o masă în familie sau cu prietenii și este pe o perioadă mai lungă, vrem ca tenul nostru să arate proaspăt, fresh, așa, zi de zi. Și dacă se poate, nu știu, dacă e... Începem petrecerea seara și până dimineață, recomand masca de fermitate. E acea mască care după 7 minute de aplicare o clătim de pe față și ne împrospătează tenul instantaneu. Are în compoziție... Da, este cu o textură așa de miere. Cred că asta îmi place. Cu siguranță o să-ți placă. Are o textură de miere și... are și efectul de termic, se și încălzește. Este singura mască care se încălzește și are extract de rodie. Deci e delicioasă. Îmi place rodia, dacă mi-o curățe altcineva. Da, clar. Și pentru, nu știu, eu am și un adolescent acasă de 17 ani și în perioada de pubertate și clar că sunt coșulețe. Recomand pentru doamnele care au copii cu provocări de... coșulețe, deci masca purifiantă e cu extract de... Ce bine miroase. Da, are extract de citrice și mai multe tipuri de argilă franțuzească. Dar nu o recomand doar celor care au coșulețe. O recomand din când în când și pentru noi. Chiar dacă eu am un ten 45+, o recomand pentru că purifică tenul și îl revigorează foarte, foarte bine. Există totuși o limită minimă de vârstă? Minim spus că de este pentru adolescenți 17 de acolo ani. Pleacă. 16-17 ani, cam așa trebuie să înceapă etapa de îngrijire. Eu am băieți. Da, mulțumesc la fel dacă ai. Nu se îngrijesc cum se îngrijește o fată. Clar, o domnișoară înțelegea altfel etapele, dar pentru băieți le trebuie așa, o produs magic, ca da, să zic. Da. Și nu trebuie să uităm, da, să ne facem exfoliere, măcar săptămânal. Aici am un produs foarte delicat, cu extract de coacăze și particule din trestie de zahăr. Deci în momentul în care îl pui pe față, toate măștile stau 7 minute cu ele.
dar după 5 minute cu degețele cu apă călduță așa încep să-ți masezi. Deci îți lasă piele ca de bebeluș. Asta o e. Foarte, foarte fin. O dăm deoparte. Da, da, da. Și mai există și varianta. În cazul în care te trezești mai obosită sau poate mai supărată, că te mai deranjează câte un client câteodată. Ei, în momentul în care noi ne supărăm, tenul nostru se cam închide la culoare. Știai? Interesant, noi știam, trebuie să recunosc. Da, deci ca să aducem acea lumină pe față, există o mască care face minuni, repede. E masca de luminozitate, are extract de chia albă. Așa, și vreau să zic că ți-aduce, eu mă amuz și spun că aprinde becul repede pe față. În doar 7 minute, pielea noastră se luminează instantaneu și dacă avem provocări și cu zona de cearcăne, acum m-ai pus într-o mare dificultate pentru că mi-ai prezentat atât de multe produse care doar 5. Da, și nu știu pe care să o aleg. Pot fi folosite cumva... Deci, pot fi folosite și individual, dar poți să te joci și cu ele. Se pot face până la 25 de combinații. Adică dacă zona T, să zicem că e grasă, mă duc pe masca purifiantă ca să-mi reglez excesul de sebum, da, și să-mi închidă porii. Dacă am cearcăne, mă duc cu masca albă. Dacă vreau fermitate în zona de pomeți, mă duc cu fermitate. Da? Și eu știu, poate, sau hidratare. Ne jucăm cu toate culorile. Putem cu ăsta. Trebuie să recunosc că înainte de emisiune mi-a atras atenția coșul doamnei Vale și mi-am băgat năsucul pe acolo pentru că sunt curioasă din fire și am descoperit un ruj senzațional. Ce credeți care? Lanternă! Da, 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 stai că-l scoate. Cumva dacă avem vreun gând să ne rujăm în întuneric. Stai așa că am un... Nu, chiar mi s-a părut super interesant acel ruj cu lanternă. Nu am mai văzut niciodată, deși eu cumpăr destul de des produse cosmetice, dar acesta... Deci mă ne bucur putem că te-am ruja în întuneric. Te-am surprins. E un produs și foarte rezistent. Da, e varianta rezistent la transfer. Și are niște culori așa interesante, vibrante, vii. Eu mă mai amuz că mai am făcut zilele trecute online un club de frumusețe și mă întrebau doamnele ce nu trebuie să le lipsească din... Așa, din trusa din minimă. Minim, da. Și le-am zis, doamnelor, dacă vă lipsește un ruj roșu, zic, nu mai aveți ce să vorbiți cu mine până la urmă. Rujul roșu e acel produs care efectiv îți schimbă starea. Când ești supărată, puneți masca de luminozitate ca să-ți luminezi fața și puneți un ruj roșu. Atât, nimic mai mult. Și să vezi că schimbi starea instantaneu. Data viitoare o să mă rugesc și eu cu acest ruj roșu. Da. Mai ales că nu este o problemă dacă nu avem lumină foarte bună. Am are și problemă, o blindă rujul. Deci nu există nicio problemă ca să nu reușim să arătăm impecabil. Corect, corect. Ce ne mai prezinți acolo din coșulețul cu să vă, minuni? Ce să vă mai arăt. Un ten după ce folosim mască, da, știi, o să mă întorc la baze. Înainte de a folosi o mască, clar că sunt niște etape de curățare, de tonifiere, de hidratare. Da? Deci 3-2-1, cum le zic eu așa, 3 produse de bază, de 2 ori pe zi, dimineața și seara și din aceeași gamă ca să avem efectele pe care le dorim. Începem să folosim și una dintre măști, da, în funcție de necesitate sau de combinații și bineînțeles că la final, după hidratare, clar că trebuie să dăm un aspect uniform tenului. Și am aici fondul de ten lifting. E acel fond de ten care pe mine m-a cucerit de când s-a lansat. E un fond de ten care e pe pernă de aer. Da? Se ridică până la ultima picătură, nu mi-a contat cu aerul decât în momentul în care l-am scos. Uite, haide să îți testez, să spun pe mână. Deci e foarte cremos și are acel hialuronat de sodiu care îmi păstrează hidratarea pe parcursul întregii zile. Dar mai mult de atât, are și efect de lifting. Da. Și ce-mi place, faptul că dată dimineață și toată ziua n-am mai avut timp să îmi refac machiajul. Faptul că eu mă dau cu un produs pe față, iar el lucrează. Deci faptul că are acest efect de lifting pe parcursul zilei, mie mi se pare wow. Lucrează cineva pe fața mea cât timp eu îmi fac restul treburilor peste zi.
Deci nici asta nu trebuie să lipsească. Deci, deci trebuie să ne facem o mini-listă, da. O mini-listă și să ne pregătim o borsetă așa, separat, ca să putem să comparăm produsele, dar clar, sunt convinsă clar, că produsele clar. Pe care le recomand sunt excepționale. Uite, acum ne ducem pe zona de machiaj, dacă tot ne-am dat și un fond de ten, clar că trebuie să completăm. Eu am aici două produse care ne ajută să ne machiem în timpul sărbătorilor. Da. Și ca să fim așa mai strălucitoare, mai glamour, e acea variantă care se aplică foarte, foarte, foarte repede și sunt și rezistente. Lucrul ăsta mi se pare fantastic să... Bineînțeles că am revenit pentru că nu puteam să nu revin. V-am lăsat, v-am făcut o surpriză așa de sărbători, stimați telespectatori. Am lăsat-o pe Flori și pe Vali singurele să vă vorbească aici despre, vă dați seama, despre mâncare, despre frumusețe, pentru că nu se poate. O masă de sărbătoare, reușită. O masă reușită și, vai, îmi place o pedicură și manicură reușită, este doar la noi, la Express TV. Și Vali cu coșul ei, tocmai din cauza asta, pentru că nu se vedea. Ok, da? Acum aici se vede. Acum da, pentru că nu, haideți să fim atente, dragile mele, eu nu vă cert, dar să fim atente când vă promovați ceea ce trebuie să facem de sărbători. Deci de sărbători, ca să ne vedem da, și da, voi, da, pentru că tu corect. Nu te vedeai, da? Nu am știut, mă auzeam. Așa, atunci hai să ne dăm și noi cu acest ruj. Da, da. Te rog. Hai tu, te rog, între timp, vreau să deguști... Toba. Eu între timp am să mă rujez, să văd dacă într-adevăr... E delicioasă. Ia vedeți imaginea pe Vale, cum se... câtă satisfacție. Deci eu sunt fan Toba. Deci e delicioasă. Mi-ai făcut o surpriză. Pe asta era? E deosebită. E gustul acela din copilărie. Sincer, eu nu mai fac Toba, nici l-am făcut vreodată. Doar achiziționez. Dar am să vin să iau de la voi. Da, cu drag. Deci chiar... De la Paradisul Gurmanzilor. E delicioasă. Super. Da. Pentru că doar la Paradisul Gurmanzilor, la Flori, da? Și desertul, abia aștept, vreau să gust și... Dar și eu de-abia aștept... Alba ca zăpada. Doamne, alba ca zăpada e preferata mea. Da, sunt delicioase. Da, nu vreau să vorbesc cu gura plină, gata, mă opresc, o să mai mănânc mai târziu. Da. Avem și șervețele, nu știu pe unde. Da. O să ne dea și nouă cineva. Și deci, noi am început să discutăm despre doamnele care... Ce sunt acestea? Astea sunt produse de machiaj, da? Deci, de faci machiaj rapid cu două produse. Tu așa că eu vă mai și mănânc, da? Așa este. Două produse care se aplică foarte simplu și rapid ca să fim strălucitoare. Pentru că masa deja am rezolvat-o. Am dat comandă și s-a umplut. Cu ocazia asta avem timp mai mult pentru noi. Mi se pare firesc lucrul ăsta. Să ne îngrijim mai mult. Deci, aceste unde se dau? La ochi? La pomeți? La ochi am zis, da. Da, dar da, se pot da și la pomeți, eu cred. Devii mai strălucitoare. Nu, e prea strălucitoare. Pentru pomeți avem altceva. Deci, scuze-mă. Are emoții, o înțelegem. Da. Nu poți să dai, e prea, prea intens. Pentru pomeți, uite, recomand produsul acesta. Eu am vrut să văd... textura. Da, sunt rezistente. După ce le lași să se usuce, devin rezistente pe zona de ochi. În schimb, ca să ne completăm machiajul, da, simplu, uite, ca să vezi. Da. Da, ne oferă acea strălucire de care avem nevoie și în plus are și hialuronatul de sodiu care păstrează hidratarea. O să dăm și din orice unghi ne-am întoarce, da, noi suntem strălucitoare. Da, ca să vrei să strălucești, trebuie să porți ceva strălucitor. Corect. Am înțeles. Păi uite, dacă vedeți ce pom mare și frumos există la noi la Express TV? Dacă tot ai vorbit de ceva strălucitor, da, pot să-ți ofer ceva? Da, bineînțeles. E din gama de produse pe care eu o folosesc. Este special pentru tine.
Vai, dar e foarte mult mai degustă. Lasă, că am ceva să-ți dau. Un pandativ cu cristale Swarovski, cu inițiala... Ah, ce frumos! Da? Ah, de la... Da? Mm-hmm. Deci de... O să-l pun imediat, pentru că... Care o să-l pun? Știu, păi, știu că îți plac bijuteriile și că îți plac... O să-l pun, pentru că mai am din gama, dar o să-l pun pe acesta. Mm-hmm. Da. Tu vorbești între da, timp, că ai deci, cea mai tare pudră. Da, exact. După ce ne finalizăm așa cu fondul de ten pe față, da, e musai să aplicăm și o pudră. Fie ca să ne ofere și rezistență, și dacă, eu știu, avem și un ten mai gras, e nevoie să ne... Mulțumesc pentru cadou, da? Pentru că întotdeauna e luna cadourilor și de luna cadourilor toți primim cadouri, da? Corect. Și dăruim și primim, normal. Da, bineînțeles. Și ne finalizăm machiajul în cazul în care avem, eu știu, un exces de sebum. Eu da. Dat acum, pentru că eu nu pot trăi fără acest pudră. Este cea mai fină pudră posibilă. Deci Sandra mi-a spune, văd, de ce ai așa tenul? Pentru că, sincer, m-am dat cu această pudră. E și nuanța care o folosim noi, light-ul. Luminează foarte, foarte bine. Și un machiaj ca să fie așa finalizat, da, fie dacă ne dorim, în afară de o nuanță de nude pe care am zis că o aplicăm, există și paletă de culori pentru ochi și pentru zona de buze. Fiecare își alege combinația pe care o dorește. Și buze? Da, uite că se arată și pe spate. 5 de ochi și 5 de buze. Ia, deci... nu știai asta. Da, ce mai tare. Da. Deci e folosită? Da, da, da. Am luat o... Bine, atunci închid-o ca să folosim așa. Mm-hmm. Așa, nici, așa zi tu cum se vede eu acolo, să, bine. Da? Mm-hmm. Tu cu mâncarea, eu? Da. Dar bune tare, toate. Deci, și... nu vă închipuiți cât poftim toți, de-abia așteptăm miroase... să... Bine, noi am mâncat împreună cu dumneavoastră, dar poftiți la Paradisul Gurmanzilor, poftiți la Vali, da? Vali vă și oferă un tratament cadou. Sigur, avem și voucherile aici. Eu o să iau plicul roșu pentru că o să-i ofer plicul roșu lui Flori. Flori și-a ales galben. A, da? Bine, eu mi-l dăm pe roșu, că pentru că roșu înseamnă iubire. Corect. Exact cum am... spus și mai devreme, nu trebuie să ne lipsească un ruj roșu. Deci galben și-a ales. Da, da, da. Lasă că o să mi-l pun. Da, și ca să ne finalizăm, că tot vorbeam de machiaj, da, am două produse care definesc genele. Da. Le știi? Da, da, deci acel știu. Primer, da, da, care hrănește genele și în același timp... N-ai o oglindă? Ba da, uite, avem oglindă aici. Nu, aveai oglindă. Este, dai micuță. Ai aici o oglindă mai mare. Uite. Da, da. Deci poți să-l folosești cu încredere și să vezi diferența de la un ochi la celălalt. Voi vorbiți acolo cu Ion. Îți creează volum mai mare și la gene. Iar după aplicarea primerului, mergem cu... Pentru că în direct se fac toate lucrurile. Corect. Nu avem nimic de ascuns. Mergem cu varianta de acest mascara 3-in-1, da? Are o perie care alungește și definește genele și apoi îi dă volum. Aici tare. Deci, dacă vrei să fii strălucitoare, dacă vrei să arăți bine, folosește aceste produse, că n-ai cum. Nu există femei urâte. Nu există. Femei care nu au grijă și nu se iubesc. În momentul în care vă iubiți pe voi, atunci o să vă iubească toată lumea, așa-i, Vale? Pentru că noi în momentul în care am început să ne iubim, pentru că eu cu Vale ne știm de mulți ani, de foarte mulți ani, în momentul în care, bine, noi ne-am iubit tot timpul, dar nu suficient. Da, a fost da, nu o punte rupt. Da. Da, s-a creat un pod între timp. Și aceste produse chiar te fac să arăți strălucitoare, să arăți senzațional, îți modifică așa chipul, pentru că ai încredere mai tare în tine, pentru că o femeie care este frumoasă, o lady, o doamnă sau o domnișoară, pentru că sunt produse și pentru domnișoare și pentru adolescenți, în momentul în care observă că li se întâmplă lucruri frumoase pe chipul lor,
strălucesc. Corect, îți aduc acea stare de bine, ca să-i spun așa, cum și mâncarea îți aduce stare de bine, că dacă ai stomacelul plin, clar. Deci că... nu vă mai spun, deci eu de-abia aștept, dar nu e frumos când vorbesc cu dumneavoastră, dragele mele, noi să servim, da? Nu uitați că în aceste sărbători de iarnă, trebuie să avem grijă de noi. Trebuie să stăm mai mult cu familia, cu părinții, să ne îngrijim, să avem timp să ne îngrijim, să ne punem măști, dar mergând măști la paradis... cosmetice. Exact, măști cosmetice, tratamente, mergând la paradisul gurmanzilor, luând tobe, salamuri, preparate, carne de struz, de mistreț, de cârnaț, de oaie, de porc, de toate bunătățile. Avem, sunt și produse bio. Dar aceste produse, o să vi le spun Flori, bineînțeles, de la Paradisul Gurmanzilor. Iar acum, Vale o să mai spună, da. Ce mai are? Că a venit cu un coșuleț plin, ea tot timpul... Eu am tot timpul surprize. Eu între timp aranjez. Da, vreau să termin cu aranjatul la gene, pentru că mai am un produs și pentru sprâncene. Da, foarte fain. Știu că tu îl cunoști. Dar... Eu mă pregătesc deja pentru filmările de Crăciun, de Revelion, pentru că deja noi am intrat în atmosfera de sărbători. În atmosferă, deja suntem în perioada aceasta a sărbătorilor și trebuie să arătăm bine. Dar să vedeți tot timpul că toate arătăm bine. Tot timpul trebuie să arătăm bine. Tot timpul. Deci eu militez pentru frumusețea femeii. Pentru că un bărbat dragă, indiferent... Întotdeauna va prefera o femeie, cât de mult ar iubi-o, va prefera o femeie îngrijită, cochetă. Ia uitați-vă voi la partenerii voștri, cum când mergeți la o petrecere sau undeva și dacă voi faceți o simulație, machiați-vă puțin mai ușor și vedeți, trageți cu coada ochiului și o să vedeți partenerul dumneavoastră se uită, chiar dacă vă iubește extraordinar, dar ochii cer, chiar dacă inima nu vrea. Nu? Da. Acum depinde pe fiecare și cum ne reprezintă machiajul. Sunt persoane care, într-adevăr, nu vor mai mult. Ba, încercați să vreți pentru voi, măcar da? Iubiți-vă de sărbători. Pe voi. Da, măcar de sărbători. Și doar apoi observați că în timp o să cuceriți. Tu așa ai cucerit, pentru că întotdeauna ai fost o ființă drăgălașă. Corp frumos, cochetă, dar la machiaj nu puneai accent. Acum ești strălucitoare. Acum întorci ochii după o femeie ca Vali, întorci ochii după o femeie ca Flori, pentru că Flori tot timpul, asta mi-a plăcut. Vă spun ceva. O să o urmărim peste câteva minute pe Flori. O să observați, Flori întotdeauna s-a machiat. Asta m-a admirat la ea. Întotdeauna când am mers la magazinul ei, sincer, diferent... că în trecut era la aprozare, acum conducea altfel de afacere, acum conduce o altfel de afacere, dar asta m-a admirat. Frumusețea ei, faptul că era cochetă tot timpul, faptul că zâmbea tot timpul, faptul că avea codița la și dată cu tuș tot timpul și zâmbetul ei și cochețeala ei, chiar dacă era îmbrăcată în sport, da? Era frumoasă și este frumoasă, de asta spun, îngrijiți-vă, aveți grijă de voi. Da? Să ne respectăm, că până și la urmă... felicitări, da? Și voi sunt, noi toate suntem mame de băieți. Suntem mândre că suntem mame de băieți, avem cei mai frumoși și minunați copii. Toți copiii sunt frumoși, dar ai noștri corect. Sunt extraordinari pentru că sunt cei mai adorabili băieți. Să-i salutăm. Tu pe ai tăi. Da, eu salut pe Costin și pe Alex. Eu pe Ernest și pe Leo. Mami, deci numai băieți avem aici. Da, și... Bravo vouă că ne stimulați, dragi copilași, și ne spuneți tot timpul că suntem cele mai frumoase mămici. Eu cer și părerea înainte de a pleca din casă, l-am întrebat pe cel mare. Costin, e ok așa sau mă schimb? Nu, mami, e bine. Da, și eu l-am întrebat. Da. Ernest, mă avantajează. Uite, dacă tot ai început să testezi. Da, și uitați ce plac. Un corector pentru sprâncene. Wow. Umple acele goluri care mai apar. Știu, da. Da, știi, păi da, e fain că... Și dăruit cadou. Știu. De Moș Neculea. E acel produs care rezistă pe parcursul întregii zile. Da. Și îți definește privirea. E altceva. Îți definește și îți dă încredere în tine. Nu știu, eu mă simt foarte bine, mă simt o alintată, răsfățată.
Pentru că nu mai fumez, stimați telespectatori, da, am început să nu mai fumez și asta îmi face așa foarte bine la psihic. Am înțeles. Uite așa produse bune. Da, deci nasucul meu abia sunt delicioase. Da, deci clar că ne-am rezolvat cu sărbătorile de anul acesta, dăm comandă, ne facem frumoase, da, și avem timp de sta la cafea mai exact mult, ca între fete. Ne facem tratamentul, demachierea, curățarea cu aceste produse. Ne răspățăm cu o mască, musai. Da, mască, iar totdeauna masca, cea care îți face lifting, fermitate, cea roșie, da. Cea roșie, sincer, Doamne, este senzațională mea. Eu de fiecare dată când întârzi la birou sau întârzi la poliție, la parchet și dimineața mă trezesc la 6, pentru că în fiecare dimineață mă trezesc la 6, chiar și sâmbătă mă trezesc de dimineață pentru că merg la masaj și chiar nu, tot timpul spun că și trebuie să alergăm fetelor pe faleză. Cum să așa nu? Ai Florii? Stabilim. Vale, da? Vale e cea mai harnică și cu Florii. Și vă dați seama că pun această mască și arăt fresh. Îmi dau cu colorantul, crema colorantă. Așa. Vai, da. Cea care... neagră, Beauty Balm. Da. Uh-huh. Uh-huh. Eu așa am tenuc. Toată lumea spune, văd, dar tu întinerești. Păi întineresc, niciodată n-am fost o bătrână, pentru că o moștenesc pe mama mea, o femeie extraordinară. Moștenesc gena familiei Martișoatu, pentru că sunt oameni frumoși. Da, familia Martișoatu sunt cei mai frumoase, familia așa, nu știu, asta am observat eu. Mama mea chiar a fost o femeie foarte frumoasă, nu și arăta vârsta, era cochetă, wow, tot timpul suplă. Bine, eu m-am mai făcut cu forme pentru că am fost puțin puturoasă, n-am mai mers la sală și, sincer, n-am alergat pe faleză. Bravo ție, Vali și Flori, voi alergați pe faleză, o să merg și eu pe faleză, o iau și pe Flori de la noi, de la Express TV, care arată foarte bine. Flori, o să servești și tu, da, toți de acolo, pentru că... ei arată imaginile, o să aveți toate degustările acestea, da, și voi. Faptul că ele au ingrediente naturale, așa la fel și în gama de produse cosmetice, avem produse din ferme organice atestate. De asta și tenul nostru arată bine. Exact, și asta vreau să spun, adică n-ai cum, în momentul în care eu folosesc aceste produse și în momentul în care am grijă de corpul meu, de peeling, fac peeling la față, la corp, la trup, folosesc produse de hidratare, folosesc și, în primul rând, folosesc și beurile, da? Da, vorbim folosesc, și din interior, normal, da, cu un și ajutor. Da, și să nu uităm că am folosit foarte mult Double X. Da, e un produs complex. 12 vitamine, 10 minerale. Cu riscul. Nu de la el. Cu riscul. Nu. Puțin mi-a dat o senzație de să mănânc mai mult. Dar știam că în perioada asta eu n-am răcit. Vreau să vă spun, n-am răcit. Chiar mi-a fost foarte bine și n-am răcit. Și nici Ernest al meu n-a răcit. Au fost produse și mi-a dat o energie, pentru că eu eram dependentă de cafea. E foarte bună cafea. Da, dar una, două acolo. Dar eu mai iubesc mult să beau cafea. Îmi place mirosul de cafea. N-am ce face. Îmi place. Dar n-am mai băut cafea. Asta da, este aduce... un lucru extraordinar. Da, pentru și... că eu dacă, cum mă trezeam dacă nu beam cafea? Nu că nu, eu nu sunt scandalagioaică așa, dar cum se spune în popor, că noi așa trebuie să vorbim, de la inimă la inimă. Dar era puțin așa, mai înceată. Și noi trebuie să avem un tonus. Clar. Și întotdeauna ne ajutăm din exterior, dar și din interior. Există, da, o altă gamă de produse de care putem discuta altă dată. Ce mai senzațional de... ruș. Doamne, dacă te dai cu acest ruș, n-ai cum să nu devii fatală. Pentru tine. Că bărbatul, iubitul, nu mai contează. Nimic, contează. Dacă tu te simți bine, dacă tu te vine simți și el. Bine, vine după tine. Știi, e o vorbă. Atragi energia pe care o emiți. Vai, ce tare am fost acum. Da. Atenție. Da? Atragi energia pe care o emiți. Dacă tu ai un vibe bun, o stare bună, atragi tot ce-ți dorești. Corect, corect. Și clar că totul pleacă de la produse care... Da? Ne satisfac, fie pe zona de mâncare, fie pe zona de frumusețe. Clar că
suntem încântate, că le folosim și au cele mai bune rezultate. Clar, pentru mine în seara asta masa de sărbători e salvată maxim. Da. Zona de sărbători fericite. Da. Sărbători cu bine, sărbători binecuvântate. Și câte minute mai avem ca să știm cât să mai mâncăm, cât să mai servim? Mai avem 5 minute. Oh. Repede a trecut, eu și nici n-am vorbit ceea ce trebuia să vorbim. Vreau să arătați și pomul nostru. Vreau să arătați și pomul nostru. Cu totul. Este senzațional. Florii, să arăt și pomul nostru, așa, să fie frumos cu tot cu pom. Pe altă cameră. Da. Nu contează. Uh-huh. Te chinui mult să faci acest... Coșulețul? Nu, din fericire îmi place să ornez lucruri, îmi place să le pregătesc. Eu am pregătit și la mine la birou foarte multe cadouri cu diverse produse, da. În funcție și de buget și de persoană, că da. Iarăși important, când cineva cere o idee de cadou, pun o întrebare, zi-mi și mie ceva despre persoana respectivă, să mă gândesc cum și ce i s-ar potrivi cel mai bine. Mai ales când e vorba de doamne, clar că întreb vârsta, întreb modul, când vor și produse cosmetice, trebuie să-și întreb, clar ce folosesc de obicei, dacă folosesc. Dar cu o mască de exfoliere nu dăm greș, orice doamnă are nevoie de exfoliere și își va simți fața foarte catifelată. Dehidratare nu mai spun. În perioada aceasta chiar e nevoie de un plus de dehidratare datorită și temperaturilor joase care sunt și mai ales că masca aceea ajută și pentru un ten care are sensibilitate. Și de obicei avem sensibilitate când ieșim de la rece la cald, mie cel puțin mi se întâmplă să mi se înroșească fața. Da, deci când schimbăm temperaturile. Și clar că e nevoie să-l sprijinim. Și nu uitați că de sărbători întotdeauna trebuie să dăruim iubire. Indiferent, să nu treceți în nou an, vă rog frumos, cu toată dragostea, supărați pe partenerii voștri, pe partenerele voastre, pe apropiații voștri, îmbrățișați-vă, lăsați tot răul să plece. Nu luăm nimic când plecăm, vă spun. Nu luăm decât binele și lăsăm amprenta așa cum am lăsat-o noi la oamenii pe care noi am făcut fericiți. Și nu uitați că Express TV te privește și doar la paradisul gurmanzilor de la Ancora, de la Florii și, bineînțeles, la Vali, așa, doar acolo, da, puteți, bineînțeles, merge și să vă faceți plinul de sărbători, da, că de așa suntem în sărbătoare și nu uitați că această sărbătoare trebuie să vă bucure. Clar. E bine să luăm în calcul, uite, un lucru pe care îl fac de câțiva ani, noaptea dintre ani, îmi fac o listă pe 31 cu acele lucruri care vreau să scap de ele și la miezul nopții dau foc să se ducă și să rămână doar lucrurile bune din viața noastră și să ne simțim, cum ai zis tu, fericite, pline de iubire și să avem parte numai de binecuvântări. Și nu uitați că dăruind iubire veți primi iubire. Și întotdeauna să apreciați oamenii pe care vă iubesc. Rar mai găsim oameni care să ne iubească, care să fie sinceri și alături de noi. Iubiți oamenii buni la suflet, da? Asta este chiar și puterea inimii. Iubiți oamenii care sunt alături de voi în momente de agonie, de critică, iar când simțiți că vă fuge ceva de sub pământ, cum se spune, sau aveți o stare, veniți la noi la Express TV sau nu uitați că nimic fără Dumnezeu. Credința nu trebuie să lipsească din inimile noastre, din sufletul nostru. Sărbători fericite! La revedere! Și sărbători! Și sărbători binecuvântate! Bravo! La revedere!